9 ianuarie 2014, prima ședință a Consiliului Local din acest an aducea pe ordinea de zi un proiect de hotărâre ce viza un ajutor financiar în valoare de 184.412 lei pentru CSM Dunărea Giurgiu. Proiectul a fost aprobat în unanimitate, iar banii trebuiau virați imediat pentru ca datoriile Clubului Sportiv Municipal pe lunile septembrie, octombrie, noiembrie și decembrie față de antrenori sportivi și terți să se stingă. A trecut aproape o lună și jumătate de atunci, iar problemele financiare continuă la Clubul Giurgiuvean. În lipsă de fonduri, municipalitatea a doar un sfert din suma aprobată au ajuns încă banii care ne-au fost aprobați în ședința din 9 ianuarie. Am primit săptămâna trecută, am primit o sumă 45.000 din care am plătit o poprire care o aveam de la vechile salarii din august și am reușit să, să achităm o lună de salarii, două luni de salarii pentru cei care sunt activi încă în cadrul clubului, nu am plătit salariile domnului Vintilă a, soției, a doamne. am considerat că cei care sunt încă la muncă sunt prioritari. Așadar, dacă o parte din angajați au primit salariile pentru lunile septembrie și octombrie, sportivii au fost săriți din schemă, indemnizațiile nefiind achitate. Sătule de promisiuni, handbalistele de la CSM Dunărea au amenințat deja că nu vor mai intra pe teren în următoarele meciuri, dacă nu le vor fi plătite indemnizațiile restante din luna septembrie. M-au întrebat situația despre situația lor financiară, le-am promis, așa cum și mie mi s-a promis din partea primăriei că le vor fi și achitate și restanțele lor. Pentru moment, da, pentru moment s-au plătit numai salariile, indemnizațiile urmând să fie achitate din tranșa următoare de bani. Întreba dacă în acest moment este posibil ca echipa de handbal feminin să se destrame, vicepreședintele Daniel Ignat a declarat. Deocamdată mie nu mi-au transmis pentru că le-am promis că vor veni banii. Dacă nu vor mai venea, nu vor mai dori să vină, trebuie să ne descurcăm pe plan local cu ce avem. Asta e situația. Nu ne taie nimeni în capul că nu sunt performanțele așa cum ne-am fi dorit. Mergem pe construcție, cum am început și cu fotbalul, creștem copiii din Giurgiu așa cum s-a dorit și zicând următorii ani vor veni și rezultate mai bune. Înființat vara trecută, Clubul Sportiv Municipal Dunărea Giurgiu are în prezent secții de fotbal, handbal, tenis de masă, atletism și lupte greco-romane.